reabilitarea și modernizarea Policlinicii Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara se apropie de final. Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect cu finanțare europeană în valoare totală de aproximativ 2,3 milioane de euro accesat de Primăria Municipiului Hunedoara prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Clădirea a fost construită în anul 1968, însă până acum nu a beneficiat de nicio reabilitare de amploare, cu excepția unui proiect european implementat în 2015, care a vizat o treime din întreg ambulatoriul. Mai avem foarte puține, vorba de scările din fața ambulatoriului, care zilele acestea, am văzut astăzi, au fost decopertate de vechea piatră care era acolo și care deja nu se mai era crăpată, și în zilele următoare vor veni placate, și lucrările și zona de curte interioară unde vom pune, este totul pregătit, amenajat, unde vom pune rulori de gazon și vom amenaja ca o zonă de așteptare. Vom gazona și vom pune arbuști, bănci pentru cei care așteaptă, să fie o zonă cât mai confortabilă de așteptare pentru cei care așteaptă la cabinetele din policlinică. Din punctul meu de vedere, sunt două lucrări minore care mai trebuie făcute și în cel mai scurt timp vom finaliza și vom face recepția lucrărilor. Și eu spun că la finalul lunii aprilie, în jurul datei de 1 mai, vom putea face recepția finală.